ziua, România! Bună ziua, cercetași! Eu sunt Ștefana Buliga și astăzi vă vom prezenta știrile la Sapatino TV. Gazda dumneavoastră de astăzi este patrulea Gașca Veselă, care vă va prezenta cum să organizați o tabără în stil cercetășesc. Predau legătura reporterului nostru de pe teren, Maria. Maria, ce se întâmplă la locul de față? Bună ziua, mă aflu aici, alături de patrulea Gașca Veselă, pe locul de campare. Haideți, aruncăm o privire. După cum puteți observa, ele deja au început să desfacă sosul, să-l pregătească. Pasul 1. Pentru început vom întinde cortul pe un teren drept. Apoi vom asambla bețele și le vom introduce prin găurile de pe suprafața cortului. După aceea, vom ridica încet bețele, arcuindu-le, și le băgăm în știfturile din colțurile cortului. După ce am fixat bețele, este timpul să punem prelata și să o prindem de partea interioară a cortului. Pasul 3. E timpul să montăm bățul care susține intrarea cortului. După ce îl trecem prin material, stabilizăm acesta în știft. Apoi scoatem cuiele și le trecem prin elasticele cortului. Ne asigurăm că am fixat bine cuiele în pământ la 45 de grade, în fiecare dintre cele 4 colțuri ale acestuia. Bine, deci, acum ne aflăm în cort și în cort, prima oară trebuie să punem ori izoprenul, ori o salteluță. Izoprenul este mult mai practic, dar salteluța este mult mai comodă. Peste izopren sau saltea, punem sacul de dormit. Ok, iar nu avem nevoie de pernă, deoarece putem folosi sacul de hike sau așa și hainele pe care le avem la noi și cam atât avem într-un cort. Acum vă voi prezenta o altă construcție de tabără și anume trepiedul pentru ceaun. Avem nevoie de 3 bețe și o sfoară și de ceaun. Nodul cabestan. Vom face o buclă astfel încât această bucată de sfoară să treacă pe deasupra și această bucată de sfoară să treacă pe dedesubt. Vom suprapune cele două bucle și le vom băga pe băț. Și strângem. Acum, voi trece ața peste băț. Peste acest băț și pe dedesubtul acestuia. Voi repeta, dar de data asta voi trece pe deasupra, pe dedesubtul celui din mijloc și pe deasupra următorului. Voi repeta această mișcare de aproximativ 4-5 ori, cât să fim siguri că trepiedul nostru o să stea în picioare și o să suporte o greutate cât mai mare. Am ajuns în această poziție și acum voi apropia buclele și le voi lega cu această sfoară în acest mod. Am ridicat trepiedul și acum voi învârti sfoara de câteva ori să fie strâns, să ne asigurăm că o să ne stea trepiedul. Trecem pe partea cealaltă și facem același lucru de câteva ori.
Perfect. Acum vom pune piedul în picioare. Piedul stă bine în picioare, l-am fixat în pământ și acum urmează să punem ceaunul. O să ne folosim tot de restul cordelinei. Noi nu avem ceaun, așa că o să folosim o găleată. Putem să legăm ceaunul cu câteva noduri simple aici, la bază. Să fie legat de mai multe ori, cât să țină. Acum o să vă puteți găti brânzul fără nicio grijă în natură. Mulțumim! Acesta este rezultatul muncii cercetașilor, cortul, zona de la masa și trefiedul cu ceaunul. Îi predau legătura Ștefanei, colega de la studio. Mulțumesc, Maria! Acestea au fost știrile după amiază. Urmează vremea și cercetașii au talent. Vă urăm o seară plăcută! Au jucat Clara Ciomaga, Ioana Buliga, Maria Oglinzeanu, Maria Pavel și Buliga Ștefana. Producție Patrula Gașca Veselă. Vă mulțumim pentru vizionare!